Sunt trei echipaje de salvare, se pare că... Atenție! Spiritele s-au încins puternic aici în piață. Jandarmii s-au regrupat, probabil că se gândesc la o nouă acțiune de forță. Hai să vedem ce se întâmplă aici. Cert este că ceva nu e în regulă cu grupurile de huligani care au sosit noi în tărire, au venit scutierii. Au venit scutierii, se vede. Deci au venit noi întăriri. Sunt foarte, foarte mulți jandarmi în piață. Pompieri, dubițe, dube. Ia stai. Nu-mi dau seama ce este aici, se pare că sunt gunoaie aruncate în echipele de jandarmi. Iată scutierii, oamenii în piață scandează libertate. Se aude, deci oamenii scandează libertate, vor libertate, probabil că vor să manifesteze și pe drumul public, nu numai pe trotuar. N-am înțeles. Cu libertate. Aparent e o stare de calmitate, oricum sunt foarte mulți scutieri. Se pare că în seara aceasta sunt mult mai mulți manifestanți decât au fost aseară. Este a treia seară de proteste. Deci pe toate circulația este blocată și pe bulevardul Magheru și Nicolae Bălcescu. Se aplaudă ambulanța SMUR, deci pompierii SMUR sunt aplaudați. Să încercăm... Uite acolo, deci jandarmii se pare că sunt într-un număr mult mai mare decât manifestanții. Oamenii strigă libertate. Suntem chiar în centrul pieții. Stai pe loc. Ce anume? Sticle în echipajele jandarmilor. Aceștia au pornit din nou în și spre bulevardul Regina Elisabeta. Se scandează jos Băsescu, libertate. Se aruncă cu petarde în jandarmi. Dinspre bulevardul Carol.
și Bulevardul Liceu Brătianu. Deci pe toate cele patru laturi ale intersecției aici în Piața Romană sunt manifestanți, echipaje de poliție, salvări, jandarmi. Atmosfera se vede că este foarte tensionată, se pare că, iată, spre Bulevardul Nicolae Bălcescu, un alt echipaj de jandarmi se îndreaptă către Piața Romană, însoțiți de două echipaje ale salvării. Se pare că au fost probabil iar violente, se aplaudă echipajul SMURT. Jos Băsescu, se scandează. Se văd manifestanți iritați cu arsuri produse de gazele lacrimogene aruncate de jandarmi pentru a potoli spiritele aici în Piața Universității. E o atmosferă foarte, foarte tensionată. Manifestanții vorbesc cu jandarmii, își spun ofurile jandarmilor. Iarăși, jandarmii sunt puliți de către manifestanți. Echipele de scutiere ale jandarmilor sunt hulite. Iată, să filmăm pietrele aruncate în jandarmi aici pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, lângă Facultatea de Geografie și Facultatea de Chimie. Coșuri de gunoi. Jos Băsescu.